cu Erin și Sore. Vecine. Bine, vecina mea, dai un pic aici, vreau să pup pe cineva, poți să te pup? Știi că ne-am întâlnit și de dimineață? Și ne-am întâlnit și acum vreo 2-3 săptămâni când mergeam la școală și ne-am întâlnit și mereu. Și fiecare zi de acum 2-3 săptămâni, din ultimul an ce să pentru mai că dacă vă uitați la noi și avem cearcăne câteodată când apărăm la televizor, este pentru că suntem niște părinți responsabili și dimineața la 6 ne trezim ca să facem un sandwich pentru copiii noștri care pleacă la foarte școală, adevărat. Să-i îmbrăcăm. Auzi, și ce nu ți-am zis niciodată? Ce? Adică de când mergem la aceeași școală, am remarcat că voi sunteți minunați, tu și Andra, știam că sunteți, dar voi în fiecare seară, în fiecare dimineață, amândoi mergeți la școală cu copiii. Vreți să zic adevărul? Păi da, vă văd, ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul, mergem împreună, ne străduim, dar știi de ce? De ce? Pentru că ea comentează dacă merg doar eu, Eva, și Andra n-are încotro și în loc să mergem pe rând, știi? Păi dar noi așa facem, da. Noi facem, știi că trebuie să mai și dormim. Normal, am văzut și pe soțul tău când o aducea pe micuța Erin la școală. Da. Erin, ce ți-am promis eu ție când am văzut? Ți-am promis că dacă vii la mine la emisiune ți-aduc bomboane? Da. Am promis eu asta? Da, dimineața la 7, mare promisiune. Ce acolo. Crezi? Ai, nu pot să cred. Am bomboane pentru tine? Miau, toate sunt ale tale. Și vrei să-ți mai spun ceva? Pentru că ești foarte drăguță și pentru că abia așteptam să te cunosc și aici la emisiune. Ia uite ce mai am pentru tine. Nu ia pot să... Ce zici de asta? Nu e tare? Da, da! Merit un pupic? Ea este Erin, oameni buni, o fată foarte drăguță, o puteți vedea pe online, pe Instagram, la Mama Sore. Și astăzi o să stăm amândoi de povești. Ce faci aici, bine? Da. Cum merge treaba? Bine. Da? Ok, perfect, fii atent, astăzi știi ce mă gândeam? Să dai totul din casă. Îți plac, uite că toate bomboanele astea sunt ale tale, jucăria aia. Iar dacă îmi spui totul, o să fie și mai tare. Adică el vrea să-ți dea, cum se cheamă, bombonele jucărele pentru niște secrețele. Exact, iar tu trebuie să ne spui toate secrețelele, da? Bate palma, haide, vrei să începem în tare în forță? Da. Fii atent, Ciucă! Da. Ești cu noi? Da. Ia pune-i lui Sore niște muzică. Pune-i, de exemplu, să asculte piesa ei cea mai recentă cu Adi Sână. O piesă superbă, Sore, pe care vă recomand să o căutați pe YouTube, să o căutați pe online. Sore și Adi Sână, o piesă de inimă albastră, că zice e superbă. Vrei să o mănânci? Dar după ce vorbești, ca să nu vorbim la televizor cu gura. Tu du-te, îți pune căștile pe urechi. Fii atent, îți dau toate bomboanele ție, nu doar una. Vino cu acest, stăm amândoi aici și povestim. Deci cea mai tare chestie, uite-te, de sunt mami e acolo, are căștile pe urechi, deci nu înțelege nimic ce vorbim noi. Și uite-te acolo, noi stăm de povești, ce zici, vrei? Fii atent, vreau să te întreb ceva direct, dar uite-te la mine. Ce? Mami sforăie noaptea? Nu. Nu? Nu faci cu toată? Nu. Sigur? Doar cățelul Dot. Cățelul? Cățelul în casă sforăie? Sigur nu e tati cel care sforăie? Nu. Cățelul? Da. Ok, perfect. Dar vreau să te întreb ceva, cum o alintă tati pe mami? Cum îi zice tati lui mami prin casă? Nu-i zice nimic. Cum nu-i zice? Vrei să te pup, adică nu o strigă. Cum o strigă? Îi spune sore sau îi zice iubita, sore, pisicuța? Sore. Sore? Nu zice pisicuțo, vulpițo? Nu. 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 Dar mama lui tata cum îi zice? Sore lui tati cum îi zice? Îi zice cumva? Nu. Tigrule. Nu. Cățelule, ha? Nu. Nu? Dar fii atentă, vreau să fii sincer cu mine. Cine mănâncă mai mult, mami sau tati? Cred că tati sau mami, nu știu. Dar cine e mai pofticios? Eu. Bate palma, se pare foarte tare. Cine stă mai mult în oglindă, mami sau tati? Eu. Nu pot să cred, dar între mami și tati cine stă? Mami. Stă mult? Și cum face când e în oglindă? De exemplu, aici e oglinda, și cum face? Face. Se aranjează la păr. Și cât se aranjează? Vreo oră, nu? Da, cam așa. Și tati când plecați undeva, n-așteaptă și zice: hai odată, lasă oglinda aia? Ba, îi zice, nu? Cum îi zice? Lasă oglinda. Și hai odată, că nu mai pot, nu? Și mami cum face cu părul, cum ai zis? Ce crește? Dar știi ce vreau să întreb? Cine lasă hainele împrăștiate prin casă, mama sau tata? Nu știu. Cred că eu. Mă, ești o minune de copil, pe cuvântul meu de onoare. Mă bucur mult de tot. Dar fii sincer, trebuie să-mi spui, cine-ți cumpără mai multe jucării, mami sau tati? Cam tata, amândoi. Amândoi? Hai mă, las-o. Și cine se joacă, de exemplu, cel mai frumos cu tine? Mami. Mami? Da, că ea se joacă cu mine, cu păpușe, și eu cu din astea mă joc. Cu păpuși? Păi și tati nu se joacă cu păpuși? Nu!
Dar cine cântă mai mult prin casă, mami sau tate? Mami. Nu cred. Mereu, mereu, da, mereu. Mereu, de fiecare dată. Cântă mereu. Cum face? Este că te nebunește? Cântă și în baie și eu aud din baie. Și cum facem baie? Cântă. Mereu. Dar e singură când se duce și cântă în baie? Mereu. Dar e singură? Da. Cântă mereu. Tare? Și dimineața și noaptea? Nu. Non-stop? Nu. Și tata nu-i zice, gata, sore? Ba da. Îi zice, nu? Îi zice unul. Cum îi zice? Gata, nu. Hai, știu. Hai, scoate casetofonul din priză. Păi zic, nu mai cânta. Îi zici și tu? Da, zic, nu mai cânta. Gata! Perfect, dar vreau să spun, cine stă mai mult pe telefon? Mami sau tati? Nu știu. Adică cu telefonul mai mult în mână. Cine îți face așa poze toată ziua? Am dat cu tati și vreau să fie stylistul meu mereu. Oriunde mă duc odată. Am făcut o... Nu, stai un pic. Deci tatăl tău vrea să fie stylistul tău? Adică, cum poți să crezi? Adică la o reclamă cu tati, tati mă rea așa și... Nu a zis că nu mi-a să niciodată să nu mă aranjeze. Lui e la o filmare. Deci lui îi place să te aranjeze, stylistul tău? Da, așa zic. Dar el te-a îmbrăcat azi? Nu. Dar arăți foarte bine. Mulțumesc. Tati, cred că... Da. Și tati, îl salutăm dacă se uită la noi. Și stilistul tău. Dar știi ce vreau să te întreb? Care e mai pupăcios, mami sau tati? Așa. Amândoi. Nu, dar nu pe tine, între ei dacă sunt pupăcioși. Amândoi! Sar unul pe altul când se văd, se pupă? Da. Așa fac? Da. Nu cred, da? Se pupă mereu. Cum? Se pupă mereu. Se pupă mereu? Da. Cum fac? Se pupă absolut. Cum? Se pupă absolut mereu și eu zic iiu! Ia! Perfect, da! Eu știu să citesc pe buze. Am înțeles tot și știu ce ai întrebat acum. Foarte bine. Stai că am început să fiu și eu pupăcios acum când ești tu aici lângă mine, pentru că ești pupabilă, știi? Și vreau să te mai întreb încă ceva. Dar stai să nu ne audă mami. Vreau să-mi spui mie la ureche. Dar vede ce și... Păi nu, fii atent, stăm așa ca să nu mai vadă, da? Fii atent. Pe tati, ce îl enervează cel mai mult la mami? Da... Pe tine atunci ce te enervează cel mai mult la mami? Nimic. Și la tati se enervează pe mine când îl trezesc din somn. Când îl trezești din somn? Nu cred. Te duci și îl trezești cu o pisică de aia mică? Nu, îl pup așa uneori. Și cum faci? Deschizi așa ochii? Așa? Trezește-te, tati. Da. Știi că am și o fetiță, Eva, știi că vă întâlniți la școală acolo. Da. Și la fel câteodată vine și mă trezește și pe mine. Nu știam. Da, e foarte tare chestia asta. Și tu ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Vrei să mă chemăm pe mami? Nu știu. Te enervează câteodată? Nu. Nu enervă niciodată. Dar e frumoasă, uite-te la ea, ai văzut-o? Stai să vezi aici la televizor, e frumoasă. Da, nu se uită la mine. Da, vezi ce frumoasă e? Nu uită așa. Da. Să-i cu ochiul. Gata. Perfect. Haideți să vedem. Sore, poți să vii, e ok? Ia un loc aici alături de noi. Nu, serios, chiar sunt foarte curioasă ce ați vorbit. Nu, asta o să se afle la un moment dat. Noi nu putem să spunem, a fost ce rămâne între mine și Erin, rămâne între mine și Erin. Când oamenii văd emisiunea, apare în tabloid, de asta e. Ați vorbit prostii? Sore, nu știam că ești așa pupăcioasă. Eu am încredere. Da, vreau bombonică. Da, da, uite, ia bombonică, ia-le pe toate. Deci, nu știam că tu ești așa în toată ziua prin casă. Eu pe Erin o pup foarte mult. Nu pe Erin. Dar și pe tati și pe Erin. Noi vorbeam de tati acum, și pe Erin și pe tati. Dar... Așa și bă... am zis, așa, asta ai zis tu, ai dat băi, din casă. Băi, nu vine să cred. De ce? Ce sunete se aude la tine din baie, deci... Ce, mă? Băi... Ce, cânt mult? Nu!
Da, dar ideea e că se aud din baie. Da, păi nu știi că în duș îți vin idei de piese? Ideea e că nu-ți vin mai în duș ție. Problema e că îți vin și prin bucătărie și prin casă și peste tot. Da, deci te deranjează, mami, că sunt cântăceasă în casă? Nu. Fii atent, dacă vrei să enervești pe colegii mei, trebuie să mai faci un pic așa de asta. Ia, mă fac un pic așa. Este. Deci acum, pe colegii, aici, fii atent la microfon. Aici la microfon, pe colegii de la sunet, acum îi bagi efectiv în depresie. Ia, dă-i. Gata, nu de alta, că trebuie să ne auzim. E ok. Gata? Cât ai mâncat? Okay. Dar fii atent, astea toate, le dau toate ție, pe cuvântul meu. Asta? Uite, dă-mi aici, o punem aici. Și știi ce? Ești foarte simpatică și foarte frumoasă. Sora e o fată minunată, pe cuvântul meu de onoare. Și să știi că... nu știu cum să zic, că își mai dorește un surior. Un sau surior, așa a zis? Da. Îți mai dorești? eu știam impresia. Îți mai dorești un frățior sau o surioară? Nu-mi doresc. Păi acum ce să fac? Trebuie să mă scoți din asta. Un cățeluș îți dorești? Păi am deja. Păi încă unul? Nu. Nu? E? O pisică vrea. O pisică. Soare, vrei o pisică? Și mie îmi plac pisicile. Nu vrei pisică? Eu îl vreau pe Doti, al meu. Da? Bravo, dacă vrei un elefant, eu pot să aduc elefanți. Și girafe. Să ținem în curte, vrei? Da, și dinozauri. Auzi, dar tu știi că fetele noastre s-au împrietenit singurele? Normal. Da, mă, deci mi s-a părut atât de drăguț. Ele sunt la școală împreună, da. Și se întâlnesc dimineața. Prima prietenă o chema Amelia. Amelia? Am înțeles. Și se uită, poate se uită acum la tine și vrei să saluți. Hei, Amelia! Hello! Hello, eu sunt Erin! Ideea e, oameni buni, că Sora începe noul an cu o colecție de hanorace, ceea ce mi se pare foarte tare. Continui. Deja cred că rămânem în sold out până în nou an. Da? Da, păi da, am mers an? Foarte bine. În nou an, colecție nouă. Da, am rămas surprinsă. În momentul în care am lansat, chiar s-au epuizat repede și sunt chiar măgulită. Mulțumesc tuturor celor care... Păi de asta zic că mai sunt doar câteva clipe, ca să zic așa, până la anul nou. Da. Și deci anul nou colecția o să fie hanorace, colecție nu? Nouă, da. Deci, oameni buni, stați liniștiți, reapar hanoracele. Iar de anul nou unde vă duceți? Din bucătărie în sufragerie până în curte, tot așa. Mamă, îți dai seama că tu să cânte de anul nou? Da. Ne e dur de concerte, asta e, poate la anul. Nu, dar Erin mi-a zis... O să plâng, o să-mi pun penna la urechi. Așa, da? Frumos, da, da. Cel mai mare susținător. Da, da, știi ce a zis? Că ce tu te joci foarte mult cu ea, cu păpușelele. Da? Da. Așa e. Ne-a spus și că-s foră noaptea, dar e ok? Chiar sfore? Nu, asta am băgat de la mine. Câinele sfore. Doamne, câinele, n-ați văzut animal sau om care să sfore așa. Și da, mi-a zis că-ți zice soțul puiuț? Ce anume? Nu. Mă dai efectiv de gol, nu pot să scot nimic. Nu. Adică vreau să o păcălesc pe mami, știi? Nu, vreau să mă bagi la bănuieli. Da, vreau să te păcălesc, să zic, să scot ceva de la tine. Da, bun, de asta zic. Eu mă bucur că ați trecut pe la noi. Erin este o fată minunată, cum spuneam. O urmărim pe Instagram, o vedem pe Facebook. Puteți să intrați la Sora să o vedeți. Iar dacă faci așa, știi de ce faci așa? De ce? Ia, cum? Că tu faci așa. Mereu. Tu faci așa? Nu eu, tu, că eu n-am așa păr. Eu fac așa? Da. Tu faci în oglindă. Băi, trebuie să venim mai des. E un fel de terapie, știi? Mm-hmm. Terapie? Da, terapie. Și stai și foarte mult până plecați și tati așteaptă după tine. Așa zi. Nu? Așa e? Deci tati o să fie foarte fericit când se va uita, exact, la emisiune. Exact, normal. Și faci și poze toată ziua. Haide, că nu e chiar așa. Da. Păi până vin să te iau de la școală, îți imaginezi că am și altă treabă. Da, perfect. Erin, oameni buni, e un copil foarte fain. Stai un an bun și știi ce mă gândeam? Să mai vii mă la mine pe la emisiune, vrei să mai vii? Da. Da? Îți place aici la mine? Da. Uite, poți să treci doar, fii atent, doar tu ești acum la televizor și poți să le faci așa cu ochiul celor care se uită la tine. Stai un pic să vedem care e camera. Uite, uite acolo. Uite acolo, perfect, ia. Fă cu ochiul. Și cu celălalt. Și cu celălalt. Repede, și cu celălalt. Mamă. Și scoate limba. Asta e, perfect! Erin, oameni buni, mai vine la noi, ne vizitează. Stai un an nou, bun, fericit. Și să fii la fel de frumoasă și spectaculoasă, da? Și o spupăcios. Sore, îți mulțumim. Un an nou, bun, fericit, să fie cu rezultate vecina, dragă. Hai la Hora din Moldova. Asta zic și eu. Mulțumim mult. Cu drag. Te pup, Sore, ai grijă de tine. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Bomboanele pentru tine. Și Ciucă, de când a început emisiunea, sună telefonul telespectatorului. Ia, prinde-l și tu și răspunde. Vezi ce vor oamenii. Să fim vigilenți.